Ungaria susține aderarea României la Schengen de foarte mult timp. Și anul trecut a susținut și după aceea când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Austria, a spus că este o greșeală și acea greșeală trebuie corectată. Avem un interes comun cu toții să facem în așa fel încât pe de o parte Austria, pe de altă parte Olanda, să renunțe la blocajul intrării României și Bulgariei în Schengen. Lucrurile sunt simple. În acest an, dacă reușim să intrăm pe spațiul aerian cu aeroporturile, dacă mergem în două etape sub președinția spaniolă, ar fi un pas important și atunci anul viitor, în a doua parte a anului, că în prima parte nu va exista nicio posibilitate de a discuta extinderea zonei Schengen, fiind perioada de alegeri europarlamentare pentru toate statele membre. Rămâne în a doua parte a anului, când președinția Uniunii va fi deținută de Ungaria, să existe pe agenda acest subiect. Și eu cred că va exista, fiindcă interesul Ungariei este să se lărgească spațiul Schengen, dar sigur discuțiile vor continua, deci avem susținere pentru asta. Asta este o propunere mai veche care a fost reînnoită ca un proiect mare, un proiect comun și aici, sigur, asta ar fi o posibilitate să mergi pe tehnologia franceză și cu francezii, trebuie și finanțare, dar asta înseamnă că trebuie să construiești linii noi. Nu poți să mergi pe liniile existente, că nu sunt construite pentru viteză mare. Tu poți să, și asta facem în acest moment, Oradea-Cluj este în lucru. Acolo poți să ajungi la 160-180, chiar la 200 de kilometri pe oră, dar nu e pentru TGV. Dar eu cred că dacă ambele țări și guvernul Ungariei și guvernul României ajung la înțelegere și la concluzia că este în interesul ambelor părți, atunci se poate proiecta și se poate face o astfel de investiție, înseamnă un deceniu, înseamnă 7, 8, 9, 10 ani de zile până când se realizează. Nu e de la o zi la alta, dar așa sunt marile proiecte.